Pe acest amplasament se execută lucrări în ceea ce privește construcția stației de transfer temporar a deșeurilor în județul Vaslui. Lucrările de amenajare a stației de transfer Vaslui fac parte din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui. Am depășit cu bine, cu succes, acea perioadă nefavorabilă de execuție a lucrărilor. După cum bine știți, lucrările au fost reduse ca ritm de lucru și ca ritm de execuție. Acum ne aflăm în grafic, ceea ce ne bucură foarte mult, deoarece prognozam o perioadă mai îndelungată de recuperare a acestor întârzieri. Ceea ce se execută în acest moment și după cum de altfel puteți vedea, sunt lucrările privind partea de infrastructură a stației, locul unde vor pătrunde mașinile de colectare a deșeurilor din raza județului Vaslui. Aceste mașini cu deșeuri selectate, colectate și selectate în prealabil de către cetățenii zonei Vaslui, vor ajunge pe acest amplasament. Dacă la Vaslui lucrările la stația de transfer a deșeurilor sunt în grafic, în celelalte localități mai sunt ceva greutăți. La stația de transfer Vaslui și stația de transfer Negrești, lucrările sunt realizate în proporție de 50%, sunt conform graficului de execuție depus inițial de către antreprenor. La Bârlad am avut o oarecare întârziere datorită faptului că lucrările au fost, s-a constatat în execuția lucrărilor că există lucrări suplimentare, ceea ce nu au putut identificate inițial de către proiectant, dar suntem și acolo în grafic, același lucru și la Huș. Sistemul de transfer va fi gata în primul trimestru al anului 2014 și are o valoare de peste 14 milioane de lei.